Ce-o, mi-e urmă, nu? Dați-i o staticul că am luat banii. Aba, mâine e sus toți, niciunul nu mișcă, mâine e sus, hai! Vezi că am oameni peste tot! Nu, pate, eu te-am pe tine! Băi, l-au luat cu mâna sus! Eu te-am pe tine! Rămâneți pe poziții, rămâneți pe poziții! Dacă tragi vreunul spre mine, ești mort! Cătușele mele, mano! Hai, 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 ușor. Bebe! Rămâneți pe poziții! E mafia arabă! Nu, lasă-mă pe mine! Iala, iala! Ce fac, mă sui aici? Urcă-te acolo! Bebe, nu! Urcă-te! După bebe! Hai! Nu prea pot! Urmăriți! Acolo. Nu prea merge. Acolo. Nu prea merge, domne. Hano, hano! Sunteți, s-a prins. Ce prost ești! Băi, dă-te de aici! Hai, vină după mine, bre! Așa, acolo stai! Stai cu arma pe el, stai cu arma pe el! Eu sunt la turetă! Gigi, hai cu mine, vină după mine! Băi! Eu sunt la turetă, mă! Eu sunt la turetă, băi! Mamă, ce Victor, băi, dați-o inimioară pe chat pentru Victor. Băi, nu știu dacă știți, dar de la 1 octombrie o să fac live-uri pe aplicația aceasta, Trovo. Aplicația Trovo o găsiți și pe telefon, pe Android sau iPhone, se numește Trovo. E foarte simplu de utilizat. Noi momentan avem vreo 600 de follower, dar probabil că nu o să intrați voi, o să avem mult mai mulți, pentru că deja am început să anunț toată lumea și în câteva zile am reușit să facem 600 de follower, probabil că vom avea vreo 2000-3000. Vă aștept pe toți aici, pentru că de la 1 octombrie o să ne distrăm și vom avea giveaway-uri, vom avea, o să dăm VIP aici, moderator noi și toate nebunile. Puteți găsi în partea de jos aici la pat, noi deja avem câteva clipuri, avem și câteva live-uri aici. Vă aștept pe toți pe Trovo, aplicația o găsiți pe telefon sau pe browser. Vă aștept pe toți, salut! Mama, a luat-o din plin. Aplicația Trovo o găsiți și pe telefon, băieți. Verificați în descriere. Daia, nu știu cum, Daia, Iulia, Maria, mulțumesc frumos pentru save, mulțumesc pentru mana, Maria. Ciupapolea. Ciupaponia asta nu era într-o... Trage cu tureta în umeraj, nu e nimeni în fața mea, băieți, în cine să treacă, nu poți să trebuie în spate. Ciupaponia! Chris Rina, făcu level 1. Eu am pierdut mult din live, așa că mă uim mâine la tot, că îmi place rolul. Bebe, băieșe, din nou, băieșe, te-ai bebe, băieșe? Oh, tu răspund a mi! Cred că mă întreabă ceva, băieți, că nu prea știu limba asta. Aoleu, colega, trage de ăla, colega, trage de ăla cu BV-ul. Nu tu, bă, ciupapoliași tu. Vamos. Vamos a la playa, nu Miami, nu Mamaia. Ciupame la colias, tu eres un perro de mierda. Mierda. Robert Gabriel, salut. Băieți, ce-mi fac ăștia, băieți, unde mă duc? Cum scap eu de aici, băieți? Cum scap eu de aici? Mă ajută Gigi? Mai am băieți acolo în spate care să mă ajute și pe mine? Serverul se numește American Dream, băieți, exact. Momentan, băieți, serverul este pe un host mai slăbuț, dar săptămâna asta o să se schimbe hostul și o să aibă loc toată lumea, vă garantez eu, o să aibă loc toată lumea pe server și o să meargă totul super și maker și mișto. Maule! Chanchin! Cho! Voi tu nombre! Mierda! Hamachta! Habibi, hai! Hai, Habibi! Trage-le în glotul ăsta! Bomba, mierda! Nu știu ce vrea să facă, mă. Mohamed. Mohamed, da, ușa. Da, da. Ți-a dat pălăria jos. Zubu! Băi, zice ceva, mă, acolo și nu înțeleg eu. Bă, ia uite ce mișto se vede în armă, băi, ce mișto se vede roșu în armă. Oh no.
râd faci, bă. Râd faci ăla, ăla e unde? Ăștia vor să... Am înțeles, Ion Anto. Fugi cu tureta, vorbește arabă. Bă, dacă apuc să fug, fug, băieți, să știți, dacă apuc să fug, o să fug. Ce are, bă? Nu știu, băieți, ce are. Dacă apuc să fug cumva și scap să iau tureta, am fugit direct, credeți-mă. Dacă apuc. Au, ce mă doare piciorul. A nebunit. Tu auzi la mine? Tu vorbi în română? Da, da. A, pe dracu, spune așa. I'm from Romania, yes, yes, of course. Eu venire aici, răpire la tine, eu mulți bani, vai, eu multe vai. Căbile. 10 căbile, uite, vezi? Stai cu ăla, ăla, Bibi Mohamed. La Vius. Uite, nu mai bași pătru cu eu. Maestru ăsta este semn de căbilă. E cald, domne. Ai zis cald? Mamă, pușcați-l. Cămilă, că e cămilă, sunt cămile, domne. Cămile, cămile. Ia să vedem unde e cămila mea. Unde e cămila mea? Știți bancul cu Camila, băieți? Uite Camila! Că foarte frumos, Camila, Camila. Camila era tractor, ești nebun. O să te omoare? Nu mai ziceți așa, băieți. O, am primit de la Robert Mafia Curcubeu, băieți. Dați Mafia Curcubeu din mana acolo, băieți. Poate vine Mafia să mă salveze. Domne, eu am oameni mulți, domne. O să vină să mă salveze. Domne, eu sunt arabul. Ok? E mult periculos, e o credere în Ali Baba. Mamă, trebuie să-i impus pe ăștia, dar după aia mă omor. Eu am foarte mulți oameni și vor veni să mă salveze. Aolo. Venire sus! Venire Camila după mine, Camila după mine. S-a stricat-o la motoreta. Recul vine Andreea. Camila, uite Camila. Uite Camila. Aici, coborâre tu, bă, Camila. Scapare. Camila, ieșire de acolo, Camila jos. Camila jos. Avere bomba, noi pune bomba acolo în cameră și tu o faci bum! Faci bum! Granată! Bă, s-a suit cu mine, nu cred! Stare jos! Dă-te jos, domne, dă-te jos, domne, au! Te împușc! Au! Dă-te jos, domne! Dă-te jos, domne, din mașină! Întoarce-te dacă nu te împușc! Întoarce-te că te împușc! Gata, 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 nu trage! Avem o altă cameră, dar nu dumneavoastră. Aolo! Au! Don't shoot me, baby! Uite acolo, la grasul ăla, la șeful. Stop! Hai jos, mâine sus, frumos. Ce faci, brea, ai băgat arabi? După mine, eu ți-am zis că trimit arabi după tine. Hai, frumos, frumos. M-au am prins, văzut că ai avut o tentativă, dar bine că ți-a zis de Gigi, că și Gigi aici a băgat în aceeași oală cu tine. Aolo. Șeful, Camila, șeful. Hai, mâine sus. M-au prins, băieți. Haide, sus, frumos. Pe aici, pe scări sus. Bă, nebunul ăsta. Băieți, ce facem, băieți? Au!
Hai în stânga! Hai! Dreapta sau stânga? Stânga, aici! Hai! Hai! Și urci așa frumos! Băieți, unde mă duc ăștia, băieți? Ăștia vor să mă omoară, băieți! Mă omoară, băieți! Să-i sfârșitul lui Bebe Boise! Ia-mă în spate, ia-te-l pe Gigi-l, vezi? Te așteaptă! Urcă în mașină să fugim că este urcă-te și aprinde pipa Fast and Furious. Dacă nu mai foc la tine, te rog să te dai jos. Băie, ce facem aici, băie? Pune-te acolo lângă Gigi, frumos. Aveți altul pe care să luați, tocmai pe mine, pe fratele lui Umeraș, pe fratele lui. Care frate? Nu era bursuc fratele lui? Hai, eu sunt fratele lui. În genunchi, Bebe Moise. Acum o să vină timpul să... Băi, Umeraș, stai așa să ne înțelegi că eram prieten ca frații eram. Era și bursuc fratele tău. Mă omoară, băieți. Mă omoară. Cel mai bine e să facem așa, băi, Umeraș. Umeraș? Da. Cel mai bine e să facem în felul următor. Băieți, mă omoară, băieți, ce mă fac? O dăm la pace. Nu se poate asta. Ascultă-mă. Scoate mâna Gigi de aici că ne omoară ăștia. Nu se dă nicio pace, domnilor, m-a sechestrat pe mine. M-a mai primit și palme. Domnule, a fost... Cine v-a dat domnul palme? Fata aia blondă de lângă voi, de acolo. Domnul Pepe Moise. Știți ce fericit sunt că stați astăzi în fața mea în genunchi. De mult așteptam timpul răzbunării. Să-mi răzbun familia! Și eu n-ar trebui să-mi răzbun familia? Băi, Umeraș, trebuie să ne înțelegem ca frații că suntem o mână de oameni aici în oraș. Bre, și de unde știu eu că dacă eu te las pe tine să scapi, tu... Băi, ce să-i zic? N-o să vii să-mi faci rău. Ce garanție am eu? O să... Am văzut acum cât de puternic ești. N-am. Asta nu este de ajuns. Am văzut cât de puternic ești și... Acum... Nu mai vreau să mă pun cu tine. Asta cât? O zi, două, trei, o săptămână? Și după aia... Până strâng barme cu mafia mea! Niciodată. Când o să strâng, o să mă duc după el, băie, și o să-l rup în două. Fii atent. Eu dacă te las să scapi, vreau o garanție că tu nu o să mai vii după mine. Ia-l punea Gigi, cum ar fi să zic așa. Ce garanție poți să-mi dai? Camila? Bă, mă auzi? Gigi. Hai, da. Noi am fost prieteni foarte buni. Unde ești, mă? Zai, ce se gândește Gigi ce acum? Tu nu m-ai trădat niciodată, Gigi. Și fratele meu. Aulu. Și... Am nevoie de tine în momentele astea grele. Ce băiesc că îi dau lui Gigi? Spune Gigi, te iubesc. Spune, bebe. Băi, Gigi, te iubesc ca pe un frate, să știi. Și eu te iubesc, bebe. Au, dar... Stai, nu tragi. Momentele astea... Deci îl sacrifici pe Gigi? Momentele astea, Gigi, trebuie să-ți vină ceva în cap ca să scăpăm de aici. Vă dau 2 minute la dispoziție să vă gândiți dacă nu veți muri amândoi. Îmi trebuie un motiv bun ca să pot să vă las. Ulu. Camila. Sau niște persoane, niște obiecte bune. Da. Umeraș. Bune. Hai să facem în felul următor. Noi avem foarte mulți oameni. Și știu că tu te ocupi cu afaceri, cu tot, cu droguri, arme, mașini, orice. Având așa foarte mulți oameni, pot lucra pentru Gigi, tine. Băieți, mă scoate Gigi de aici, băieți. Să-ți vândă droguri, arme, tot ce vrei tu. Mă scoate Gigi din belea, băieți. Mă scoate Gigi din belea. O să faci o grămadă de bani. Cum cam câți frățire oameni aveți, domne? Am făcut niște poze, băieți. Avem, domne... Așa aproximativ. 50, 100.
Bebe Moise și e sigur că toți dintre ei o să lucreze pentru mine. Toți, absolut toți. Omeraș, de acum încolo tu ești șeful. Bre. Bine, haideți amândoi în picioare, cu mâinile sus. Camila. Hai, Gigi. Ușor vă întoarceți cu spatele la mine și o luați în față. Haideți. Vedeți că mai în față este o gaură, să aveți grijă. Este o gaură, să nu cădeți în ea. Rip scrape-ul, Miraș. Au! Hai să coborăm frumos. Era să cadă, băieți, era să cadă. Cică Camila mea și s-a dus. Coborăm frumos pe aici. Yala. Scrie tot pe cea Gigi Salvator. Da, bă, băieți, ai văzut că Gigi a venit cu ideea asta, mă bazam pe el. După aia, fai stânga și cobor scările. Dreapta. Dreapta și dreapta. Și coborăm. Băieți, v-am zis că Gigi mă scoate din bele acolo, i-a venit lui ideea asta, dar am vrut să-i dea un pic de emoție, așa, știi? Așa, o să te rog aici, uite aici, te pui în genunchi acolo. Gigi, și tu la fel te pui lângă Bebe în genunchi. Pune-te în genunchi lângă Bebe. Hai, e mașin. Hai, e mașin. Hai. Ne omoară, băieți, cred că ne împușcă din mașină. Cred că ne împușcă din mașină, băieți. Fugiți! O seară bună, Bebe Moise. Hai de capul meu, bă, Gigi. Ce naiba facem acum? N-avem ce să zic, Bebe, altceva. Stai să o să lucrăm pentru el acum, mâine, Gigi. El e șeful nostru acum. Bebe. O să facem o mare răscoală. Răscoala din mafia Curcubeu, parcă văd. Exact. O să se scrie romane crezi, despre asta. Tu chiar crezi că mafia Curcubeu o să lucreze cu adevărat pentru el? Cel puțin pentru o perioadă va trebui tu, să facem asta. Tu ești capul. Dar pentru moment, într-adevăr, să ne prefacem că lucrăm pentru el. Te-ai speriat acolo când am zis de tine? Vrei sincer să fiu? Am trecut și mie prin cap să mă sacrific. Ce ai, bre, că am început amândoi asta. Suntem de prea mult timp împreună. Am trecut până atâtea și acum vorba aia trebuie să te însori și tu. Păi da, da. Tradiția trebuie să meargă mai departe. Adică? Păi mă sacrificam eu, dar tradiția mergea mai departe. Dacă tu mureai, eu nu puteam să țin singur. Băi, eu dacă o să mor, eu aș vrea ca să-mi ia altcineva loc și să ajute băieții în continuare. Oricine ar fi el, doar să lupte pentru același scop. Eu când am făcut organizația asta prima dată, mi-am dorit un singur lucru, să fie dreptate în oraș. Eu de multe ori am ajutat poliția și alte organizații care erau mai slabe și lovite de celelalte. Să sperăm, Bebe, că o să fim și noi ajutați de acum încolo. Am intrat într-o belea mare. Hai să mergem acasă, că am stat destul, stai să scap de asta de aici. Trebuie să-i scap de asta că mi-e căleau ăștia ai mei și după aia am avut și oraș. Bă, asta e... Bine că nu era Mercedes. Hai acasă, pun eu pe GPS. E pe aici, Bebe. Hai acasă. Bebe, ești bine? Da, sunt bine, hai acasă. Poți să vii cu dumneavoastră? Urcă aici, urcă aici, urcă. Hai mașina acolo, bre, uite câte mașini sunt.
Picule, când mai țin live-ul, băi, o să mai țin ceva timp live-ul. Nu foarte mult timp, dar o să-l mai țin, să știți. A fost un live mișto ăsta, băieți, o să iasă niște episoade blană pentru YouTube. Să știți că foarte multe din episoadele de pe... Trovo de aici vor ajunge pe YouTube să fie episoade. O să chem pe toată lumea aici să vină pe Trovo. Să ne strângem cât mai mult și aici. O să facem live-uri și pe YouTube, dar în mare parte aici pe Trovo. Apreciez susținerea voastră. Chiar mă ajutați foarte mult că veniți aici. Ce și... mi-a zis Javier ăla? Ce anume? Și facem și stați cu mine să facem live-urile astea. O să fie al lui. Serios? Da. Păi da, dar ea ce vrea? Până la urmă, dragostea cu Sila nu se poate. Dacă ei îi place de tine... Da, bre, dar mie să nu se... Watch time. Să nu se întoarcă roata. 17 ore, ia uite-l pe Roli, care e 17 ore. Fain râpă, a fost pericol. Alex, mulțumesc frumos, sticule. Le mulțumesc și băieților că m-au ajutat la roleplay, toți băieții de pe server. Umeraș cu... cu toți băieții. Cu Roland, cu prietena lui, cu italianul, cu și băiatul, cum îl cheamă, cu care concurează Gigi pe femeia lui. Ce mă doare spatele. Trebuie așa să-i dăm și la Umera și aici, băieții, ia să-i dăm și la Umera și aici ceva, ce să-i dăm noi la Umera și aici. Ți le dau pe toate, Umera, să le adaci dacă nu le ai pe toate. Dar chestia nașpa e că nu ți le arată pe toate. Bă, nu, ăsta nu, că ăsta e cu fete de elita. Aoleu, ce mă dare spatele. Ce să facem? Mulțumesc pentru mana, Easy, mulțumesc frumos. Important e să fim sănătoși. Așa e, important e să fim sănătoși și să mergem liniștiți până adânci și bătănețe. Ușor, băieți, ușor. Nea, bebe! Hei! Noi am încercat să te salvăm, dar n-aveam apă. Da, știu, știu, că erau pregătiți, erau prea pregătiți. Ne-a tras ăla un glonț în mașină, s-a dus toată mașina. Quest, stay safe. Salut, băieți, salut. Să trăiți, să trăiți. Dai și mie VIP, te rog, câte dacă o să mai stai pe aici și ne cunoaștem, sigur. Dar VIP o să se dea mai greu, poate altceva. Ce vom face, domnule? Băi, eu aș vrea să merg să dau un jaf, sincer. Și eu, Neve, da, am chef și eu. Suntem prea puțini, Neve. Suntem ok, nu trebuie să dăm și în 3-4. Forță, forță. Dăm și în 3-4 jaf, nu-i problema. Mai mult decât poliții. Du-te peste Umeraș, nu mai mă duc, băi, n-ai văzut că m-am făcut varză, n-am arme, n-am nimic. Da, e în spate aici. Mâine seară cred că o să-l deschidem. Eu sunt la casă, hai la casă, dacă vrei, dacă nu poate. Stau cu tine aici? Da, da? Unde ești, doamne, că vin eu? Cătă, hai sus, ia dă-i watch time, știi să dai watch time în, chiar în chat? Chiar am vrut să mă revanșez ca să-i, ca să-i bat pe ea, dar... Da ce? Nu prea s-a putut. Ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? M-a capturat Umeraș. Nu pe tine, pe mine. Nu, crezi că dacă dau de Umeraș îl iau și... Băi, vedeți că Umeraș e șeful nostru acum, să știți. Ce? Stați neștit că Umeraș nu e chiar așa. Trebuia să mă omoare, adică voia să mă omoare. Și am venit cu ideea că de azi încolo o să lucrăm pentru el, altfel mă omora dacă nu alegeam calea asta. Un om de lume a omorât fratele, domnule. Mâine la ce oră faci jaf? Tot așa, băi, ca și astăzi, tot la fel. Da? Nu se poate termina așa. Deci dăm un jaf? Stai, bă, dar vreau și eu să-mi exprim ideea, dacă se poate. Bebe, eu aș zice... Sunteți sub talpa lui pericol. Da. Intrăm toată mafia peste el. Îl luăm cu mâinile sus, ca așa. Nu pot acum că sunt aici și să prind doi aici. Stau la intrare, doi... Eu zic pe ăla. Doi la intrarea din față, doi la intrarea din spate. Gen, asigură-mă toată casa să nu mai fie nimeni.
Cine se prinde? Bebe, avem, uite, domnul ăla vorbește cu cineva. Am auzit că cica se prinde cineva, uite. Da, se auzi că se prinde băieții. Uite asta, asta, asta. Ăla. Ce mă dare spatele, băi, nici nu știți ce mă dare spatele, frate. Băi, am 2000 mana, aruncă-i Alex acolo pe Bebe Moise. Aș merge la un jaf, băieți. Și eu am jaf. Și împărțim bani. Hai să mergem pe, mergem pe highway la jaf. Da. Da, da, armena, da. Nu avem, avem arme, de unde să luăm? Am eu arme, de ajuns. Aici. Nu ne batem cu poliția. Hai, suiți-vă în mașini că mergem pe highway. Hai. Hai. Care-i highway-ul, bă? Mamă, ce de mana au dat băieții acolo. Băi, imediat facem, uitați-vă acolo sus, imediat facem 300. Hai, lasă, două, n-am bătă țigară. Era bine, hai. Hai, ai mașina tu? Băi! Băi, nea Gigi, băi, ce viață grea pe noi. Are, când ai atâția oameni și ești capul. Mă simt așa obosit, zici că m-a bătut cineva. Mă doare spatele, dar mor. Uite aici jos mă bat, uite aici jos mă doare. La șale aici, când mă plec așa, mamă, parcă mă ia cu curent. Bătrânețea, vrei bătrânețea. Adică vrei să zici că avea dreptate... Umeraș când zicea boșorogule și din alea? Bă, nu, nici chiar. Boșorog îl văd pe unul de 80 de ani într-un baston. Tu încă nu ești așa. Aoleu. Băi, Andreu. Da? Tu câți ani ai? Poftim? Câți ani ai? 22. Ești măritată? Nu. Domnul Bebe, nu mai dăm jaf. M-auzi? Ia uite ce limbă lungă are Dani. Nu mai dăm, ba da, hai să mergi, hai Gigi, vii și tu? Unde mergeți? La highway, la bancă. Luați-vă mașina. Hai să vin și eu, domnul Bebe, pot să vin cu dumneavoastră? Domnul Bebe, pot să vin cu dumneavoastră? Sigur că nu cu mine, ia-ți mașina ta. Dar nu am. Ce faci, măi, pe unde umbli? Pe jos. Vin cu tine? Cu ce treabă pe jos? Sunt pe jos, pe jos, adică la modul pe jos. Și vrei să te aduc mai repede? Dacă poți tu ca să fiu, să nu mai fiu pe jos, pe jos. Nu mai exact, domnul Bebe. Hai că te aduc acum. Bine, pa. Unde, la highway? La bancă? Da. Te pe tu mi. Da, la bancă. Hai, te pus eu pe Waze aici. Poți să urci, dar dă și tu un tricou jos și ceva. Ce are, măi, blocată sau ceva? Ce tricou? Da, e. Ah. Ce tricou ne-a, Bebe? Dă și tu un tricou jos după tine sau ceva. Bebe! Nu tu, Andreea, nu tu, cealaltă, Bebe, Andrei. În ce parte mergem? Ce faci, bre? Ia-ți pantalonii pe tine. Păi am! Bebe! La Bebe! Ce n-am? Bebe! Da, ce, și tu vezi fără? Bebe! Bă, taci, bă, că m-ai nebunit de cap! Ce țipi în continuu dacă vezi că nu-ți răspund odată? Dă-i drumul de aici să nu te văd, că mi-ai un... vreau și eu să-mi scot mașina. Și? Așteaptă să termin și după aia o scoți. Măi, eu am o cămașă lungă, nu se Doamne, vede? Doamne, ce disperat, frate, îmi face creierul varză unul din ăsta, mă. Hu. Deci, la mine, eu am o cămașă, nu? Le-ai promis să nu mă aplec niciodată. Ai o cămașă, dar e acasă, cred. Cum adică e acasă? Bă, băieți, voi vedeți că are... lungă, da. Nu prea, încearcă să o dai jos, să o pui din nou. Ai chiloții, ce, ai chiloții roșii, să știi. Știu. I-am luat cu ștrampi. Dai... ca să nu-mi îngheze picioarele, că pe frigul ăsta... Măi, omule! Știi că și eu veneam spre casă, nu? Pe jos? Nu, cu mașina mea. Și? Și ai sunat tu și am intrat în parapet.
Am înțeles. Hai să mergem la jaf. Mi s-a blocat comanda. Abia aștept să vină domnii polițiști. Hai. Dar de ce ai făcut? Că eu te-am căutat peste tot. Hai, Andreele. Și la casă la el. La care la el? Te-am căutat și la Umeraș, te-am căutat și pe acolo, pe la... M-am dus și pe munte, pe acolo, pe la asta, cum se numește, fabrica aia de lemne, te-am căutat peste tot. M-a capturat băieții. Și unde ai fost? Hai băieți, veniți băi, după mine, haideți, haideți pe highway. Andreea, din spate, pune și tu de asta la highway, te rog. Chicky point. Știi da, unde da. E? Știi unde e? Da, știu, știu. Okay. Mă bucur. M-a capturat, cum îl cheamă, Umeraș și o trebuie să îi zic că lucrez pentru el de aici încolo ca să mă lase să trăiesc. Numai la tine mă gândeam să știi. Auzi? Da. Dar mă vezi bine, gen? Nu, de ce? Cum adică nu mă vezi bine? Păi că umbli în kilos noaptea. Păi de cât atât am? Da, kilos și bustieră. Nu cred. Serios?